La nivelul județului Călărași sunt înregistrate în momentul de față 144 de elevi și 68 de cadre didactice confirmate cu COVID-19. Toate unitățile de învățământ din Fundule au trecut în online în urma carantinării localității ca urmare a incidenței crescute a cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Mai multe informații despre situația din unitățile școlare aflăm de la Caraion Raluca, inspectorul școlar general al ISJ Călărași. Care este situația în momentul de față la nivelul unităților de învățământ? Dacă ar fi să vorbim despre cazurile de COVID confirmate, unitățile de învățământ sau clasele care sunt în online în momentul de față? Pot să vă spun cifrele pe care ne le-a raportat ieri. Raportarea se face zilnic. De când s-a modificat ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, raportăm zilnic, postăm pe site, oricine poate să intre și vede acolo cifrele. Vă spun situația de ieri, pe care am înaintat-o către CJSU, din 301 unități de învățământ. În scenariul 1, adică cu prezență fizică, avem 283, 18 unități de învățământ în scenariul al doilea. Și o să vă spun defalcat, pentru că sunt 4 situații în scenariul al doilea, adică prezență online. Pe articolul 3 aliniatul 2, deci pe 3.2 avem 4 unități, ce înseamnă 3.2, condiții de infrastructură. Deci ordinul comun ne permite ca în cazul în care școala nu dispune de căldură sau eu știu ce probleme legate de infrastructură, transport, clădiri, pot intra în online maximum 14 zile, avem solicitări și pe 4 zile sau 4 unități sunt în astfel de situație, într-o astfel de situație. Două unități sunt în situația 6.2, articolul 6 aliniatul 2, adică peste 50% din clase au copii bolnavi. 5 unități 6.9, deci articolul 6 aliniatul 9, adică personal, cadre didactice infectate cu COVID, și 7 unități sunt în baza hotărârii CNSU, mai exact cele 7 unități sunt din Fundulea, care probabil știți că este carantinată până mâine. De mâine am înțeles că ies din carantină. Mai exact, câți elevi avem în momentul de față bolnavi și câte cadre didactice sau personal din sistemul de învățământ? Avem cifre tot de ieri, raportăm zilnic, dar ieri aveam 144 de elevi confirmați și 68 de cadre didactice. În momentul de față, se poate face testarea elevilor în unitățile de învățământ? Aveți teste? Cum stați cu produsele de igienă, măști? Aveți tot ce vă trebuie sau aveți carențe din acest punct de vedere? Și de ce ați avea nevoie? Cu privire la măștii dezinfectanți, la fel raportează către noi ca și anul trecut, săptămânal. Sunt mai multe soluții. Până acum n-am avut probleme. Școlile care erau la limită cu necesarul, am reușit, am obținut și câteva donații. De asemenea, ne sprijină și autoritățile publice locale. Nu am întâmpinat probleme până acum. Importantă este comunicarea și să ne spună din timp să găsim soluții. Cu privire la testare, am spus întotdeauna că mulțumesc DSP și avem o colaborare foarte bună la nivelul județului Călărași. Nu în toată țara este o colaborare atât de bună, în sensul că există resursă umană, un deficit la nivelul județului, sunt doar 14 asistenți medicali, deci sunt puține cabinete medicale în școli. Și atunci DSP-ul ne sprijină în sensul acesta, încât nu am avut probleme. Oriunde s-a solicitat testare, în mod gratuit, s-a putut efectua. Deci se deplasează cei de la DSP acolo unde există solicitări în cadrul unităților de învățământ? Se ține legătura între școală și DSP în zona aceasta. Și până acum nu mi s-au semnalat probleme. Repet, în alte județe sunt și destul de dificil de rezolvat, dar DSP Călăraș este un partener de încredere, ne sprijină întotdeauna. În ce situație este posibilă intrarea în online a tuturor unităților de învățământ de pe raza unei localități? În momentul în care se carantinează localitatea. Am și avut discuții și în sensul ăsta, sunt mai multe argumente. Și în momentul de față, la nivelul județului, avem doar localitatea Fundulea. Doar Fundulea este și mâine am înțeles că ies din carantină.
Și cum primiți, de la cine primiți informația cu privire la incidență, la hotărârile luate, ca să știți și dumneavoastră să transmiteți mai departe directorilor unităților de învățământ? Incidența DSP ne transmite până în ora 11, cumva acum nu am văzut-o pentru astăzi, în jurul orei 11 apare. Comunicăm tot timpul cu prefectura, deci cu CJSU, dar carantinarea se face prin CNSU. Uh-huh. Și prefectura ne transmite, chiar avem documentele necesare pentru carantinarea unor localități. Există posibilitatea ca după această vacanță din octombrie să se intre în online sau încă nu s-au purtat astfel de discuții la nivelul ministerului? Nu, domnul ministru încurajează prezența fizică, dar totul până la carantinare și pe baza ordinului comun modificat, adică pe articolele acestea, 3.2, 6.2, 6.9, cele trei situații și cea de-a patra situație, carantinarea. Deci, într-una din cele patru, școala intră în sistem online. Dar în rest, ne dorim prezență fizică. O clasă intră în sistemul online la un singur caz confirmat sau care este procedura? Da, la un singur caz confirmat. Pot să vă spun și număr de clase. 90 de clase avem în sistem online. Ponderea este mai mare în mediul urban sau în mediul rural? Nu neapărat. De exemplu, am putea spune urban câtă vreme fundul a fost carantinată și este carantinată. A ridicat procentul. Da.